Domnița? Unde te-ai ascuns iar, domniță? De la o vreme îți place să stai singură, te ascunzi unde nici nu gândești ce te mai caut. Dar de data asta ți-ai ales un loc foarte nepotrivit pentru ascunzătoare. În curând, Maria s-a va ține spa și va trebui să plecăm de aici în grădină. Vrei? Uite, am să te las să te plimbi singură, iar eu o să stau deoparte. Caiet, nu trebuie să știe doamna Mara. M-a spus, domniță? Domniță, la ce te gândești? O fi adevărat că sultanii au un ochi în frunte pe care nu-l pot închide nici când dorm? Că de unde? Și când merg în patru picioare ca pisicile? Câte ți mai trec prin cap, domniță? Nu, așa am auzit eu, fișa. Când va veni la curte sultanul acela, nu vreau să-l văd. Nu vreau să-l văd, fișa, nu vreau să-l văd. Îți promit să vorbesc eu cu Maria sa. Vorbești? Îți mulțumesc, Vita, îți mulțumesc. Dar nu cred că are să te ascult. Asta ta mi-a spus că mâine va trebui să mă trezesc de vreme, pentru că privim cu toții la curte. Cum zice că-l cheamă? Musacele Bi. Musacele Bi? Ce nume care ai eu? Mai care eu sunt mea, ăsta n-am auzit niciodată. Nu e așa, fișa? Și zici că n-are un ochi în frunte și că nu merge ca pisicele. Bineînțeles, domnul, eu nu-mi ca toți oamenii, Alina. Așa trebuie să fie, cum spui tu, dar dumneata. Dacă ar fi avut un ochi în frunte, așa e că baiezii pe care l-a bătut tata la rovine, nu s-ar fi putut căsători cu fata vecinului nostru, țarul Serbie? Firește. Păi și dacă Musacele Bi este fiul lui baiezii, înseamnă că e pe jumătate creștin? Nu, domniță. Sultanii au mai multe neveste, nu una singură. Așa e legea lor. Că? Eu știu. Se spune că până la 100 de neveste. 100? Se poate așa cu mai multe? Asta e treaba lor, domniță. Știi, Vișa, mă gândeam că nu se poate. Hai să mergem în grădină și o mai vorbim. Și nu se poate pentru că n-are mai timp să se plimbe cu toate. Eu nu cred că sultanii au 100 de neveste. Poate 50. Cel mult 50. Să mergem în grădină. Mai stai puțin, Vișa, te rog. Îmi place așa de mult aici. Nici eu nu știu de ce. Poate pentru că aici vine tata cu capitanii. Unde fi stat Vlad când a fost la curte înainte de a pleca la veniție? Aici? Poate. Sau aici? Sau acolo, Arina. Eu lună și jumătate de când a plecat. Ce fi făcând Vlad la veniție? L-a trimis Maria sa cu solie. Și când se întoarce mai de nevastă, nu Mișa? Bineînțeles, domnița. Eu nu m-aș mărita cu consultant chiar dacă mi-ar da o dată plină cu diamante. Nici cu împăratul Bizantului nu m-aș mărita, fiindcă e bătrân. Împărații sunt întotdeauna bătrâni. Și de unde știe domnița mea că împărații sunt întotdeauna bătrâni? De la dumneata. De la mine? Păi toate basmele pe care mi le-ai povestit încep așa. A fost odată, ca niciodată. Un împărat bătrân, bătrân, cu o barbă lungă care ajungea până la pământ. Fișa, vreau să se întoarcă doar. Când se întoarce? Curând. Mâine? Păi mâine? Poate pâine. Oricum, la toamnă va fi aici, la Argeș. Ah, ce multe! Dumneata-ți întotdeauna cu mine. Și mai ales îmi place că râzi. Când râd? Nu ți-a mai spus nimeni până azi? Ba da. O singură dată. Cine? Domniță. De ce m-a luat Vișa? A venit la Navar. Știam că dimineața sunteți amândouă în grădină, Alina. Tocmai plecam într-acolo, doamnă. Și cum toate drumurile trec prin zara tronului, iertare, doamnă. Mamă, eu sunt vinovată, nu Vișa. Eu am venit aici fără ca ea să știe. Ai învățat-o bine să te apere. Doamnă, toată viața m-am apărat singură, ascunzându-te în spatele tronului. Mamă, dar nu Vișa să ascundă în spatele tronului, ci eu. Și dacă o stric, cucu! Arina, du-te în grădină. Și Vișa? Va veni și ea. Avem de vorbit. Hai, du-te. Dar din apărat, dacă am zis eu, vine.